Sigurările sunt ca bărcile de salvare. E bine să ai cât mai multe pe nava ta. Mă tot întreb de vreo 20 de ani de ce oare noi românii ne asigurăm mai întâi tabla mașinilor și cărămizile caselor și de-abia după aceea viața și sănătatea. Întrebările mele sunt dacă ne lipsesc banii sau mintea de pe urmă. Așa se numea educația financiară înainte. Sunt Sergiu Costache de la revista Prima Asigurări și Pensii. Ne aflăm la Ora de Risc, o emisiune despre și pentru clienții piețelor de asigurări și pensii private, susținută de către revista Prim, portalul noasig.ro și RFI România. Am zis repede lucrurile astea ca să trecem la subiectul emisiunii, pentru că întrebarea pe care mi-am pus-o a fost dacă mi-aș pune un sistem telematic pe mașină, acel black box. Și ca să avem un răspuns la această întrebare, i-am invitat pe Călin Matei, membru al Consiliului Director al BAR, cu 2 de A, da, Biroul Asigurătorilor Auto din România. Bine ați venit la emisiune. Bună ziua, bine v-am găsit. Și pentru că întotdeauna lucrurile astea au și niște chichițe avocățești, am invitat un avocat specializat în asigurări, în IT, în sisteme telematice și care și navighează pe oceanele lumii, Liviu Chiric, partener în cadrul Societății de Avocatură, cum altfel Chiric și Chiric. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. În prezent e doar Chiric. Chiric. Aici de față. Ok. Deci jumătate din companie se află aici. Fiecare cetățean care e implicat într-un accident rutier trebuie să fie despăgubit de către partea vinovată. Ce se întâmplă însă cu victimele unui accident în care persoana vinovată nu a fost identificată sau nu deține o asigurare obligatorie RCA? Aici intervine Biroul Asigurătorilor Auto din România și despre asta o să vorbim puțin mai târziu. Revin la întrebarea mea. Dacă mi-aș pune sau nu un sistem telematic pe mașină, și știu că aici există multe păreri pro și contra. În 2016, pe drumurile publice au fost aproape 9.000 de accidente în România, 8.000 și ceva de persoane rănite grav și aproape 2.000 și-au pierdut viața. Și e adevărat că numărul accidentelor a fost mai mic decât în anul trecut. Domnule Călin Matei, cum contribuie compania dumneavoastră, grupa, pentru că este și director general adjunct la Groupama, da? Da. Ok. O companie prestigioasă, e în topul companiilor românești de asigurare și ce aș mai putea spune despre Groupama? E o companie care plătește despăgubirile. Care are o calitate a serviciilor superioară și în primul rând ne uităm la nevoile și necesitatea clienților și încercăm în fiecare zi să asigurăm continuitatea clienților noștri, că despre asta e vorba. Bun. Cum ați defini aceste sisteme care se pun pe mașină? Aceste sisteme le denumim simplu telematics, nu știu de ce, e o denumire britanică, dar în ce constau ele? La întrebarea inițială, dacă să vă puneți, eu v-aș sfătui, da, să vă puneți. Și sunt mai multe avantaje. În primul rând, aveți avantajul de a avea o scădere a primei de asigurare dacă sunteți un conducător prudent. Aveți avantajul ca în cazul în care, Doamne ferește, aveți un accident din vina noastră sau sunteți lovit de altcineva, puteți să primiți imediat asistență din partea noastră. Pentru că acel dispozitiv va transmite o informație că există un accident și vă putem servisa imediat, fie cu orice tip de asistență de care aveți nevoie. Deci există o sumedenie de avantaje care sunt atașate unei astfel de polițe. Este la început în piața românească, există multe discuții și am auzit multe discuții și în special cu clienții. Dar lucrurile nu sunt, sunt e ca orice lucru nou. La început oamenii se întreabă, da, e așa, da, e pe dincolo. Cele mai dese întrebări sunt, da, mă urmăriți în fiecare moment ce fac? Răspunsul nu, este nu. Interesul, n-am niciun interes să știu că am plecat de la sediul lui Groupama și am venit până la sediul lui RFI și care a fost drumul exact pe care am mers. Nu, important pentru mine ca asigurător este că am circulat la o anumită oră, că era zi afară, că era vreme bună și am mers prin București și am respectat limitele de viteză. Este singurul lucru care mă interesează. Nu mă interesează că am mers pe un bulevard sau pe alt bulevard. Deci Groupama nu se uită în acea cutie neagră.
Nu reproducem traseul clienților noștri, pentru că nu este niciun, nu avem niciun interes în și acest sens. Și dacă ai circulat în oraș sau în afara lui? Mă interesează dacă ai fost în oraș, dacă ai fost pe un drum european, dacă ai fost pe autostradă. De ce? Pentru că tipul de drum pe care tu ai mers are asociat un anume grad de risc. Viteza cu care ai mers pe acel drum are asociat un anume grad de risc. Accelerația pe care sau decelerațiile la care supui mașina au un anume grad de risc. Dacă ai mers în curbe foarte tare, se înregistrează... Există accelerometru. Da, un accelerometru care înregistrează viteza din curbe și funcție de asta poți și ai un anume risc. Dacă ai circulat în timpul zilei, este un anume tip de risc. Dacă ai circulat în timpul nopții, este un alt risc. Durata pentru cât ai condus mașina. Astea sunt lucrurile care ne interesează. Nu mă interesează că ai circulat pe Bulevardul Victoriei sau pe Bulevardul Bolcescu. Deci dacă eu conduc mașina la ore în care traficul este mai redus, merg cu viteză legală, nu accelerez și nu frânez brusc, nu iau viraje pe două roți și mai departe, ce mi se întâmplă? Îmi scade prima de asigurare? Da, ai o scădere a primei de asigurare. A până doua zi, la, nu? Până, nu, ai o dată pe trimestru. Ești evaluat. În momentul când intri în asigurare, primești automat un discount de 20% din prima de asigurare. După un trimestru, în fiecare zi tu acumulezi, ai un scor, ținând cont de toate lucrurile de care am vorbit. Și în cazul în care comportamentul tău este unul prudent și ai un scor foarte bun, mai primești încă 20% discount pentru rata a doua de la poliță. Dacă și trimestrul următor ești la fel, îți continui cu discountul suplimentar. Dacă nu, te întorci în... Dacă ai un comportament normal, te întorci la discountul inițial de 20%, iar dacă ai un comportament, am zice noi, războinic, așa l-am numit, adică un condus foarte sportiv, te vei întoarce în prima de asigurare inițială. Deci clientul știe pe întregul parcurs al poliției de asigurare cât va plăti. Și este practic în mâna lui și în, mai degrabă zice, în piciorul lui. Cine are talpa grea? Da, cine are talpa? În piciorul lui, prima integral. Da. Cine are talpa ușoară, plătește poate, din ce în ce mai puțin. Își poate scădea prima până de asigurare. Până la ce nivel? Până la 40% mai puțin. Ok, deci dacă eu m-am angajat că plătesc 1000 de euro primă și conduc așa, o să ajung să plătesc vreo 600. Cam așa ceva. Ok, domnule Chiric, cât de dispuși, cunoașteți bine piața de asigurări, cât de dispuși credeți că sunt clienții companiilor de asigurare, care sunt și clienții dumneavoastră, să pună sisteme telematics pe mașini? Exact cum spunea și colegul meu de la Groupama, cred că depinde foarte mult și de stilul de condus al fiecăruia. Ne mai punem la socoteală traseul zilnic pe care îl face fiecare. Știm bine diferențele mari de la anotimpul rece la anotimpul cald, dar mai mult decât atât, eu cred că e binevenit un astfel de sistem, în ce sens? Odată că ai o reducere de primă considerabilă, spun eu, adică... 40% mi se pare foarte bună reducerea. Da, este foarte mult din punctul meu de vedere, dar în același timp cred că este un sistem în care, pentru prima oară în România, societățile de asigurări au ocazia să lucreze cot la cot, ca să spun așa, cu clienții, ceea ce e ceva deosebit din punctul meu de vedere. Nu știu nicio altă companie de telefonie sau de alte servicii sau utilități care să implice clienții atât de mult, cum se întâmplă în situația de față. Practic, conștientizez clientul că lucrurile pot avea o turnură pozitivă dacă și comportamentul este pozitiv și, practic, beneficiul este direct. Italia, o țară latină, sistemul telematic s-a prins foarte bine. Franța, o țară latină, sistemul telematic nu a prins la fel de bine. De unde ar putea să provină diferențele astea? Groupama fiind o companie de sorginte franceză, poate înțelegeți mai bine mentalitatea francezilor.
Da, suntem o companie franceză, mai mult decât atât, suntem o companie acasă în Franța, suntem o companie mutuală și de asta ne dorim să găsim o soluție să lucrăm împreună cu clienții. În Franța, practic, acționarii noștri sunt și clienții noștri, sunt ceea ce se numesc societer. Înțeleg că în momentul ăsta aceste sisteme telematice se pun pentru polițe de asigurări casco, acele polițe facultative pentru mașină. Da, în Grupama sunt pentru casco și acum o săptămână și un picuț am anunțat că până la sfârșitul trimestrului 2 o să lansăm și pentru RCA. Okay. O clauză de telematică. Cât de dispuși sunt clienții să-și încheie astfel de, să-și pună astfel de dispozitive pe mașină? Să știți că e surprinzător, sunt dispuși. Pentru clienții eligibili care încheie o poliță de asigurare, cam unul din patru optează pentru clauza de telematică astăzi. Deci 25% din clienți? Pentru cei care sunt eligibili în situația asta, de ce spun asta? Dacă nu asta? E foarte pentru lung, spuneți că... ce înseamnă eligibil. În cazul nostru vorbim de clienții noi. Până acum a fost vorba despre clienții noi și clienții care unde polița casco începe de la 800 de euro, de la 800 de euro în sus. Ca și primă de asigurare. Da, deci asta înseamnă mașini de o anumită valoare. Mașini de o anumită valoare sunt relativ Client fără istoric. Deci cât de cât limitativ și în niciun caz nu înseamnă 25% din total portofoliu. Da, unul din patru din clienții noi care au poliță de peste 800 de euro ar fi dispuși să-și instaleze un astfel de sistem pe mașină. Este foarte interesant pentru că stând de vorbă cu clienții, observi diverse tipologii. Clienți care își doresc acest dispozitiv pentru că știu că sunt, hai să zic, un risc foarte bun. Știu că ei conduc foarte bine și n-au evenimente și atunci găsesc satisfacția că au o soluție să nu plătească foarte mult pentru astfel de poliță. Sunt clienți care folosesc rar mașina, o a doua mașină sau e a treia mașină în cadrul familiei și atunci este iarăși o variantă prin care poți să-ți reduci, să-ți ai asigurare casco și să-ți reduci costurile. Și mai mult decât atât, am mai descoperit alt tip de clienți, clienții în jurul vârstei de 50 de ani, care au copii și care încep, copiii lor și-au luat carnet. Și încep să le dea mașinile copiilor și pentru ei este un soi de mai mult decât o poliță de asigurare, o certitudine că poate să-l verifice cum a condus și să se asigure că are un comportament corect la volan. Acum o să-mi spuneți, știi, vine GDPR-ul, ce se întâmplă, cum se întâmplă. Păi tocmai vreau să-l întreb pe domnul Chiric două lucruri. Unu, credeți că șoferii vor fi, cu ghilimelele de rigoare, domesticiți prin astfel de sisteme? Ca la orice întrebare pot să spun, depinde. Nu știu exact dacă produsul ăsta se adresează și parcurilor automari sau numai persoanelor fizice. Asta e o întrebare. În principiu, unde ai parcuri automari deținute de persoane juridice, clar, șoferii se vor disciplina pentru că vor putea fi tăși oarecum la răspundere. Problema, într-adevăr, din punct de vedere al GDPR-ului, este că atât timp cât ai niște date, chiar și telematice, despre comportamentul unei persoane, ele pot intra sub incidența GDPR-ului și atunci pare că trebuie urmărite niște proceduri mai stricte, în așa fel încât datele respective să nu poată fi legate sau de persoana fizică care a condus efectiv, ci pur și simplu să rămână doar la nivel de mașină. Ca să traducem puțin, GDPR, General Data Protection Regulation, prin care datele noastre nu pot să ajungă nici oricum, nici oricând, nici la oricine. Da, ca să parafrazez pe cineva, la sfârșitul anului toată lumea va fi specializată în GDPR. Aș zice, spre exemplu, noi în companie am tradus GDPR spunând, eu consumator capăt control asupra ceea ce se întâmplă cu datele mele. Despre asta ar fi vorba în final și cred că e vorba despre noi toți și nu numai despre niște companii financiare. Corect. Dar e vorba și ne afectează pe fiecare dintre noi ca și persoane fizice.
Cât de departe, domnule Chiriche, România de a oferi produsele acestea, se cheamă on demand, consumatorii să plătească doar atât cât consumă sau folosesc un serviciu sau un produs? Și nu mă refer numai la serviciul Casco cu telematics. Problema nu este cu România în sine, ci pur și simplu cu cei care oferă astfel de servicii. În ce măsură sunt ei pregătiți tehnic să implementeze astfel de produse care necesită un oarecare studiu și mai ales investiții. Anul acesta e un an dificil pentru piața asigurărilor. Avem 2 sau 3 directive care urmează să fie implementate cu costuri fabuloase, aș putea spune, cu implicații majore în logistică și în operațiuni. Probabil că la anul, după ce se vor termina toate aceste mișcări și adaptări ale operațiunilor la legile actuale, probabil că la anul unele companii vor avea în vedere și astfel de produse care vin într-adevăr în sprijinul consumatorului, exact cum, cum sunt și sistemele telematice. Practic, on demand înseamnă că plătești doar pentru ceea ce consumi. E cum e modelul din telefonie, pe as you go, vorbești fix cât ai, nu mai mult. De exemplu, nu conduci mașina, nu plătești asigurare. Pleci în vacanță 3 luni de zile, mașina stă în țară, nu plătești asigurare. Ca să mai pe înțelesul ascultătorilor. E un concept relativ nou și afară, dar problemele sunt numai și numai de implementare și de înțelegerea comportamentului clienților pe anumite segmente. Domnule Călin Matei, cine plătește instalarea cutiei negre pe mașină? E inclusă în prima de asigurare sau e un cost suplimentar? Sau îl suportă asigurătorul? Nu, este un cost suportat de către Groupama. Deci asigurătorul îl suportă. Da. Ok. Bun, de ce facem toate lucrurile astea? Pentru că s-ar putea să avem și accidente și aici intrăm în al doilea subiect al emisiunii noastre. V-am spus la început, există un birou al asigurătorilor auto din România și o să-l rog pe domnul Călin Matei, care este și membru în Consiliul Director al BAR, deci B-A-A-R, să ne spună puțin care este rolul acestei instituții. Aș începe prin a spune că vrem ca BAR să devină un pilon de stabilitate în piața românească auto. Mai mult decât atât. De ce asta? Pentru că BAR are mai multe activități pe care le desfășoară, însă trei sunt extrem de importante. În primul și în primul rând, BAR este garantul pentru toate mașinile înmatriculate în România, care circulă în afara țării și care pot să producă accidente în afara țării. În cazul în care produc accidente în afara țării și ele sunt neasigurate sau asigurătorul curent nu plătește pentru accidentul produs, BAR intervine și plătește în numele. Deci eu când circul afară și produc un accident, biroul este garant pentru... Biroul este garant pentru... Că cel care are apățit așa? Da, își primește banii. Este o activitate extrem de importantă a BAR-ului. Este o activitate care în ultimii 2 ani de zile de la falimentul Astra și falimentul Carpatica a căpătat o dimensiune nouă, aș putea să spun. Și numai câteva cifre, spre exemplu, pentru Astra și Carpatica am plătit până acum 74 de milioane de euro și mai avem dosare în rezervă de încă 54 de milioane de euro. Deci cam aproape 130 de milioane de euro. Este, da, este o sumă importantă și este de-aia și spun că BAR este un pilon de stabilitate în piața românească, pentru că în felul ăsta am păstrat România în sistemul de carte verde și șoferii români, când ies din România, sunt obligați să-și cumpere o poliță de asigurare pentru a circula în Europa. A doua dimensiune a BAR-ului, la fel de importantă, este pentru neasigurații sau accidentele pe care le produc neasigurații din România. BAR despăgubește victimele din accidentele cu neasigurații.
este iarăși, cum am zis, o activitate extrem de importantă. În general, în plătim anual undeva în jurul lui 8 milioane de euro, 7-8 milioane de euro. În ceea ce este un picuț, aș spune, îngrijorător este că în 2017 aceste despăgubiri au crescut. Plătiți pentru autovehicule, pentru accidente produse de autovehicule neasigurate. Da. Și plătiți celor care... Plătim celor victimelor acestor accidente. Trebuie menționat aici este că plătim pentru accidentele produse de mașini care ar fi trebuit să aibă asigurare RCA. Au fost și domnul avocat aici, poate să confirme, au fost speculații că ar trebui să plătim și pentru bicicliști și pentru căruțe. Mașinile lovite în parcare, pentru copaci căzuți. Atunci am trei întrebări. Domnule Chiric, îmi răspundeți prin da sau nu. O mașină găsită lovită în parcare poate beneficia de despăgubiri materiale din partea BAR? Depinde. Ok. E răspunsul corect. De deci, ce? În general nu, dar? Sunt situații speciale, dar nu cred că a fost cazul. În principiu, avem două cazuri. Când vehiculul prin intermediul căruia s-a produs accidentul este identificat, atunci se plătesc integral despăgubirile. Când acel vehicul nu este identificat, are loc un accident, a dispărut de la locul accidentului și nu știi cine te-a lovit, se plătesc și daune materiale, dar numai condiția ca în timpul accidentului sau ca urmare a accidentului să fi produs și vătămări corporale sau deces. În cazul al doilea, când vehiculul este neidentificat, există și o franciză de 500 de euro, cred, la daunele materiale. Mm-hmm. Ideea este să protejăm. Adică e partea suportată de către... Da, de către persoana prejudiciată. Da. Dar aici vorbim de decese și de vătămări corporale cu îngrijiri materiale peste 60 de zile, deci niște sume foarte mari. Accidentele provocate de pietoni, căruțe, bicicliști sunt despăgubite de biroul asigurătorilor auto? Conform legii, nu, pentru că legea a avut în vedere numai situațiile în care accidentele sunt produse prin intermediul unor vehicule sau tramvaie, în sensul legii. Altă situație, un copac cade pe mașină, o piatră de pe un versant, o dai într-o groapă mare din asfalt, sunt despăgubite de birou? Nu, te adresezi fie administratorului drumului respectiv, fie administrației locale care are în îngrijire acele... Mai rămâne să vă întreb de situația în care pe mașină cade un meteorit, da? Okay. Să zicem că e un act divin acolo. Mă întorc la domnul Călin Matei. Ați spus așa că barul are trei roluri. Unu, garant extern, în cazul în care tu ai un accident din vina ta. Da. Garant intern neasigurați pentru... Și a treia mare direcție pe care am primit-o și la care lucrăm împreună cu ASF-ul este administrarea bazei de date pentru polițele de răspundere civilă auto. Va deveni o activitate extrem de importantă pentru BAR în cursul 2018. Dar, deci astea sunt activitățile mari, foarte mari ale BAR-ului, însă pe partea elaltă credem că avem și o obligație față de piață și față de România în a încerca să, pe de o parte, să ajutăm la siguranța în trafic. Și aici am, în cursul anilor, am avut mai multe campanii de promovare a siguranței în trafic. Am avut o campanie desfășurată împreună și cu Poliția Română și cu ASF-ul și cu ISF-ul legată de fi treaz la volan. Nu știu dacă ați văzut la știri câte accidente se produc datorită șoferilor obosiți. Treaz și cu ghilimelele de rigoare, adică credem că avem o obligație și în această zonă și încercăm să o facem din ce în ce mai bine și partea cealaltă unde oferim garanțiile de care vorbeam mai devreme. Deci asta, în ceea ce privește educarea populației pentru reducerea numărului de accidente pentru șosele, e clară implicarea biroului și, de fapt, birou înseamnă companiile de asigurare care se află în spatele acestui birou. Domnule Chiric, ne apropiem așa de finalul emisiunii cu pași repezi.
Știu că sunteți specialist și în domeniul IT. Cum e folosită tehnologia în plata corectă a daunelor în România și în afară? Știu că în Italia a prins bine, în Germania și în Franța mai puțin. Ce spuneam mai înainte? Este o întrebare grea, pentru că plata daunelor este oarecum condiționată și de prevederile legale. În mare, tehnologia a ajutat la scăderea costurilor cu regularizarea de daune cu plata respectivă și nu numai la scăderea costurilor, și la timpii de rezolvare a respectivelor daune. Din ce știu eu, sistemele actuale îți permit identificarea rapidă a tuturor reperelor și identificarea rapidă a costurilor reperelor respective, inclusiv a orelor de manoperă. Iar în final, practic, clientul care se prezintă cu mașină la o constatare de daună poate afla exact cât este evaluată costul reparațiilor. Dacă are o cutie neagră, cum e cea de la Groupama, e mai ușor de rezolvat dauna? În viitor, da. Pentru că, într-adevăr, noile tehnologii permit mașinilor să transmită o grămadă de informații, inclusiv cu privire la anumite componente defecte sau nu. Da, scuze. Cu siguranță, și aici m-aș referi și la faptul că poți să oferi asistență foarte repede clientului pentru că ai informația rapid în condițiile în care a acceptat un astfel de serviciu, asta una, și doi, nu pot să nu mă gândesc la la viitor, așa, la lucruri futuriste. Citeam că anul trecut cei de la Amazon au dat drumul la livrările prin drone. Am văzut câteva filmulețe în care În cât timp veți trimite drone la locul accidentului unui asigurat Groupama? 3 ani, putea, 3 ani, 5 ani, 10 ani? Cine știe? 3 ani, 5 ani de zile, e greu de spus, dar ce aș vrea să zic este, de ce să nu visăm? De ce să nu ne imaginăm? De ce să nu visăm frumos? Da, de ce să nu ne imaginăm și astfel de lucruri? Poate că o să fie posibil. Ce ați spus până acum viitor. este partea bună. Partea rea ar fi aceea că cei care au accident într-un loc și spun că a fost în alt loc nu vor mai putea face lucru ăsta. Îi prevenim de pe acum. Dacă au astfel de intenții, noi ne apropiem de finalul emisiunii și dacă ar fi ca ascultătorii noștri să rețină un singur lucru din tot ce s-a spus astăzi, care ar fi acela, domnule Chiric? Ca un mesaj așa pentru clienții companiilor de asigurări. Companiile de asigurări nu doar vând asigurări, ci se preocupă și de client în mod constant și destul de intens, pot să spun, numai cu această participare la bar și toate aceste garanții oferite oamenilor și victimelor străzii, ca să spun, care sunt prejudiciați de mașini neasigurate, și tot este un pas înainte din punctul meu de vedere și o contribuție uriașă la stabilitatea socială în domeniul acesta. Noi ne apropiem de finalul emisiunii. Tema zilei a fost tehnologia și reducerea numărului de accidente. Întrebarea pe care mi-am pus-o eu a fost: dacă mi-aș pune un sistem de telematic pe mașină, ați aflat răspunsurile astăzi. Cum ne poate ajuta Biroul Asigurărilor Auto din România, în străinătate și în țară, și în ce situații? L-am discutat cu domnul Călin Matei, membru Biroului Asigurătorilor Auto din România, din partea Groupama Asigurări, unde e și director general adjunct, și Liviu Chiric, partener în cadrul societății de avocatură Chiric și Chiric. Ne auzim săptămâna viitoare la aceeași oră, când vom discuta despre noi subiecte de interes pentru consumatori. Și nu uitați, asigurările sunt ca vestele de salvare. E bine să ai suficiente pe nava ta. Rămâneți pe RFI, urmează jurnalul orei 18. Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii. RFI.